This is called Bioenergy for Business. This is the third project, the third event we are actually doing for this project. The first one was the first introduction. Last month we had the National Info Day, and this is the first seminar out of three that we will do regarding what is the project doing about. The project consists of a consortium of 12 countries. We are representing Romania. We were responsible to write down the framework in all across Europe regarding what is the legislation for biomass and bioenergy in general, and also the market conditions in Europe for the sector. And now we are getting to the phase that we are working together with the Austrian Energy Agency. And now we are almost ready to start using the calculation tool we have prepared in order to help people that want to invest in biomass and to make a feasibility study regarding if biomass is a better alternative than the other sources like fossil fuels. We are about in the middle of the project. Till the end of the year, I think we will have another four events. Romania is considered a developing market so far. That's why also we have arranged in the next seminars to bring experts from the Scandinavian region in order to explain us better what are they doing there and how they take advantage of all the available resources that we would also like to use them as an example as a country. We are doing this event together with EcoPolnets, Mr. Jan Polnets, and I thank him again for his collaboration. And I give the floor to Camille Servan from Arbio in order to make the first presentation regarding the project. Thank you very much. Thank you. Bună dimineața și bine ați venit! Vă mulțumesc pentru prezență. Prima prezentare de astăzi este o scurtă trecere în revistă a proiectului nostru. Unii dintre dumneavoastră au mai fost prezenți la evenimentele noastre, cele două precedente, și știu despre ce este vorba. Totuși, o să fac această scurtă introducere pentru ceilalți. Așa cum spunea și domnul Papagheorghiadis, proiectul nostru se numește un proiect pentru promovarea absorbției de bioenergie solidă în segmentele cele mai promițătoare din Europa, Bioenergy for Business. În principiu, este vorba despre promovarea producerii de căldură din biomasă solidă. Așa cum știți, este vorba despre un proiect în care sunt implicate 13 asociații din 12 țări din Europa, printre care și Asociația Europeană de Biomasă. Proiectul nostru își propune să contribuie la creșterea gradului de utilizare a biomasei prin trecerea de la folosirea combustibililor fosili la utilizarea de biomasă solidă, așa cum spuneam, atât în sectorul de termoficare, cât și pentru proiecte in-house sau proiecte individuale. Și proiectul se concentrează pe analiza surselor de biomasă solidă și pe unitățile de producere a căldurii în mod special, mai ales pentru proiectele ceva mai serioase de peste 100 de kW din sectorul comercial cu prevedere. Ce își mai propune proiectul nostru este să implice și factorii de decizie și să construiască o punte între politicile care asigură cadrul general pentru desfășurarea de proiecte de biomasă și piață. Prin acțiuni care încurajează dezvoltarea unui cadru propice pentru realizarea de proiecte, prin susținerea unui mediu de afaceri activ,
prin promovarea de modele de business sănătoase și așa mai departe, și mai ales prin, aducerea în România a unor exemple din alte țări cu tradiție și care sunt mult mai dezvoltate în realizarea de proiecte din pe bază de biomasă. Sectoarele pe care noi le analizăm în cadrul acestui proiect sunt industrial, comercial, rezidențial, agricol și de servicii. O să trec repede revistă ce am făcut până acum, care au fost pașii principali. Am făcut un raport cu privire la cadrul de reglementare. Arbio a fost liderul părții de proiect care s-a ocupat de investigarea cadrului de reglementare, atât în România cât și în celelalte țări ale proiectului. Concluziile pe care noi le-am tras sunt acelea că un cadru legislativ incoerent influențează în mod direct numărul mic de proiecte și această situație este din plin valabilă în România, din păcate, că există o legătură puternică între ineficiența instrumentelor financiare și numărul de proiecte care sunt puse în funcțiune și că cele mai eficiente instrumente pentru dezvoltarea pieței biomasei sunt schemele de subvenții pentru investiții. Aceasta este concluzia pe care le-am tras-o, stând de vorbă cu mulți dintre membrii noștri și dintre cei care au avut amabilitatea să participe la chestionarele pe care le-am dezvoltat. Elementele cheie pentru dezvoltarea pieței biomasei sunt, în ordine, o legislație specifică, clară și tangibilă și o implicare a statului care are un rol esențial în clarificarea strategiei energetice naționale și în adoptarea unui cadru legislativ coerent și solid. Un alt lucru pe care l-am făcut a fost raportul cu privire la modele de business și opțiuni de finanțare. Pentru că ne-am gândit că este foarte important ca cei care doresc să realizeze proiecte de biomasă să știe la ce să se aștepte. Sectorul biomasei este slab dezvoltat în România, eficiența surselor de finanțare nu este foarte ridicată, băncile nu se implică, finanțarea proiectelor din fondurile rambursabile, cel puțin până acum, a fost dificil de obținut. Deci, din punctul acesta de vedere, lucrurile nu par a fi prea încurajatoare. Aceasta este și explicația faptului că toți cei intervievați au insistat pe calitatea legislației și pe claritatea ei pentru a putea pune la punct niște proiecte pe termen măcar cel puțin mediu. Un alt lucru important și, de fapt, un alt lucru foarte important pentru proiectul nostru a fost să identificăm acele segmente de piață din România care sunt cele mai promițătoare pentru această trecere de la utilizarea combustibililor fosili la producerea de căldură din biomasă. Aceste sectoare pe care noi le-am identificat sunt în acest moment doar potențiale. Da? Adică se estimează că în aceste sectoare șansele ar fi foarte mari ca lucrurile să se întâmple din acest punct de vedere. Respectiv, sectorul de termoficare, clădirile publice și în special școli și spitale, industria hotelieră și în special stațiunile turistice de iarnă și sectorul comercial și de shopping. Iar resursele care ar putea fi folosite pe o scară largă în România sunt deșeurile și în special cele rezultate din prelucrarea lemnului, așchiile de lemn, peleții și paiele. De fapt, și în Europa, dintre resursele agricole cele mai importante și cele mai folosite sunt paiele, peleții de asemenea sunt folosiți la o scară largă, deci din punctul acesta de vedere nici România nu face opinie separată. În ce privește parametrii care influențează dezvoltarea pieței, practic, concluziile sunt aceleași și în ceea ce privește segmentele cele mai promițătoare. Este vorba despre
legislație despre necesitatea de a crea o rețea de distribuție și astăzi vom avea un mic studiu despre ce înseamnă un lanț de distribuție foarte bine pus la punct pentru furnizarea de biomasă. De asemenea, ce este foarte necesar în România este să existe campanii de informare și de conștientizare, ceea ce facem noi cu Arbio, de exemplu, și găsirea celor mai bune modalități de a exploata avantajele economice și asupra mediului pe care le prezintă biomasa, respectiv reducerea costurilor generate de importurile de combustibili fosili, o independență energetică la nivel local, care este extrem de importantă, reducerea costurilor pentru consumatorul final, protecția mediului, reducerea emisiilor cu efecte nocive și utilizarea terenurilor neproductive pentru agricultură, respectiv aducerea la viață acestor terenuri și asigurarea unui rezultat economic pentru aceste terenuri care momentan sunt pur și simplu neutilizate. În România nu există până în acest moment foarte multe modele de business funcționale. Practic, majoritatea proiectelor au fost și rămân investiții individuale și eventual câteva parteneriate de tip ESCO. Și vedeți aici nivelul de susținere legislativă în comparație cu celelalte țări. După cum vedeți, România este marcată în culoare roșie, adică nivelul de susținere este unul scăzut. Așa cum amintea și domnul Papagheorghiadis, un alt punct important al proiectului nostru îl reprezintă diseminarea rezultatelor noastre în mediul online. Și aici avem două lucruri. Pe de o parte, este vorba despre portalul bioenergyforbusiness.eu, unde pot fi accesate toate rapoartele pe care le-am făcut și pe această platformă găsiți și un link pentru instrumentul de calcul pe care o să vi-l prezentăm astăzi. Respectiv acesta este vorba despre instrumentul de dimensionare pentru instalațiile de biomasă solidă și pentru calculul sau precalculul rezultatelor economice ale unui eventual proiect. Am realizat de asemenea în cadrul acestui proiect un raport cu privire la bariere, oportunități și nevoi în segmentele de piață cele mai promițătoare pe care le-am identificat pentru România. Și am împărțit acest sector al biomasei în trei părți. Partea de cerere de biomasă, partea de aprovizionare cu biomasă și am vrut să vedem și care este părerea factorilor de decizie. Concluziile sunt oarecum aceleași. Cei care au nevoie de biomasă pentru punerea în funcțiune a proiectelor lor spun că cele mai importante lucruri sunt subvențiile, campaniile de informare, cursurile de specializare, o legislație corectă și taxarea emisiilor poluante. Cam același lucru reiese și din intervievarea firmelor care sunt active în sectorul de aprovizionare cu biomasă, iar factorii de decizie ne-au spus că cele mai importante lucruri sunt să avem o legislație specifică, să există o susținere financiară reală pentru investitori, o conlucrare între sector și factorii de decizie și o diseminare reală care să ducă la o conștientizare mărită a ceea ce înseamnă biomasa pentru economia românească. Pentru că, deși, așa în general, biomasa este bine percepută, totuși foarte puțin înțeleg adevărat despre ce este vorba. În urma numeroaselor interviuri pe care le-am avut și
Profit de ocazia să le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat, pentru că o parte din deși sunt aici în sală. Am ajuns la concluzia că proiectul nostru a fost foarte bine primit și inițiativa noastră a fost primită privită într-un mod foarte pozitiv, pentru că au apreciat colaboratorii noștri că acest proiect poate să contribuie într-un mod important la diseminarea de informații și la realizarea de campanii de informare, care, cum spuneam, în acest moment sunt foarte importante. Și poate contribui de asemenea numai la ridicarea nivelului de conștientizare în rândul populației, dar chiar și în rândul factorilor de decizie. Pentru că se pare că și acolo sunt segmente unde este nevoie de așa ceva. Așa cum spuneam, un lucru pe care noi l-am privit ca fiind foarte important în cadrul acestui proiect este realizarea transferului de know-how între țările dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate, cum este și România în momentul acesta, în ciuda potențialului foarte important pe care îl are. Și cum vă spunea domnul Papagheorghiadis, pentru următorul nostru seminar avem invitați colegi din Finlanda și din Danemarca, care vă vor vorbi concret despre cum se întâmplă lucrurile în țările care sunt mult mai avansate decât noi din punctul de vedere al proiectelor de biomasă. Cam despre asta este vorba în proiectul nostru. O să dau în continuare cuvântul colegei mele, Mariana Codina, care vă va vorbi despre etapele principale ale realizării unui proiect de încălzire in-house și va vorbi pe scurt despre două studii de caz din Finlanda. Vă mulțumesc! Vă rog să-mi scuzați emoțiile, de obicei eu sunt persoana din spatele e-mail-urilor care vă bombardează săptămânal. Vă voi vorbi acum despre un studiu, unul dintre studiile pe care le-am elaborat în cadrul proiectului, etapele principale în implementarea unei centrale de biomasă și, așa cum a spus și colega mea, două studii de caz din Finlanda. Etapele principale în implementarea unei centrale de biomasă sunt următoarele. Una dintre cele mai importante etape este alegerea combustibilului. Acesta se alege de asemenea în funcție de disponibilitatea la nivel local. Materia primă folosită poate fi compusă din aști de lemn, pelezi din lemn, paie, rezidui industriale. De asemenea, un aspect important îl are securitatea aprovizionării pe un termen lung a materiei prime, calitatea biocombustibililor, costurile pentru transport și livrare, costuri biocombustibilor solizi și, precum și opțiunile de contactare. Calitatea biocombustibilului este de asemenea un aspect foarte important în implementarea unui proiect. Calitatea se determină în funcție de conținutul de energie, conținutul de umiditate, densitatea în prag, mărimea particulelor, durabilitatea mecanicilor, în cazul peleților, conținutul de cenușă, în funcție de aditivii folosiți, de standardele și specificațiile tehnice. Stocarea și livrarea este o altă etapă importantă. Un sistem bine conceput este esențial pentru asigurarea unei livrări sigure și ușoare de materie primă, descărcarea cu ușurință, îndeplinirea cerințelor de cost și respectarea reglementărilor în construcții. Alegerea schemei de livrare și stocare. Acesta se alege în funcție de tipul de combustibil folosit, în funcție de disponibilitatea combustibilului în zonă, necesitățile de spațiu, tipul de vehicule utilizate pentru livrare, iar la alegerea schemei de stocare se iau în calcul de asemenea tipul de combustibil, necesitățile de spațiu, amplasarea camerei cazanului, suprafața necesară, costurile de instalare. Tipurile de stocare pot fi magazinele subterane, magazinele supraterane, magazinele în clădirile deja existente și containere.
Punctele cheie privind construcția unui spațiu de stocare, protecția combustibilului contra umidității, ventilația eficientă, soliditatea construcției, controlul volumului de combustibil depozitat, realizarea construcției în conformitate cu standardele, distanța până la unitatea de ardere, determinarea volumului de stocare, securitatea și siguranța muncitorilor. Spațiile de stocare trebuie să fie specifice în funcție de tipul de combustibil, dimensionarea să fie corespunzătoare și, de asemenea, și alegerea sistemului de alimentare are un rol foarte important. Factorii determinanți pentru costul combustibilului sunt livrarea, calitatea combustibilului, achiziția. Sursele pot fi diverse. Sistemul de încălzire pe biomasă trebuie luat în calcul alegerea unității de combustie, dimensionarea acesteia în funcție de sarcina de bază și sarcina de vârf, precum și sistemul integrat, rezervorul tampon, rezervor stand-by sau ambele. Acum voi prezenta două studii de caz din Finlanda. Furnizarea de căldură în Finlanda. Antreprenoriat cu serviciile de furnizare de căldură înseamnă producerea de energie regenerabilă la nivel local, acolo unde antreprenorul, poate fi de asemenea o companie sau o cooperativă, vinde căldură la un preț agreat cu consumatorul final. În Finlanda, acest tip de antreprenoriat a debutat în 1992 cu mici centrale proprii de producere a căldurii, care au fost modificate pentru utilizarea de aști de lemn. Inițial, aceste servicii au fost secundare, dar în acest moment reprezintă ocupație principală. Producția de căldură din materii lemnoase și alți biocombustibili duc la creșterea ratei de ocupare a forței de muncă la nivel local și reduce ponderea utilizării combustibilor fosili. Este o metodă economică și prețioasă cu mediul. În plus față de contractare, antreprenorul manageriază operațiunile centralei de producere a căldurii și câștigă din comercializarea căldurii. La început, majoritatea clienților erau cei din schemele de district heating principal, dar numărul utilităților comerciale care au achiziționat astfel de căldură a crescut constant. Instalația este deținută fie de client, fie de antreprenor. Pașii pentru client, nu este nevoie de finanțare dacă investiția o face antreprenorul. Potențialul antreprenorial. Peste 5.000 de unități încălzite în Finlanda, mai există potențial pentru încă 5, cel puțin încă 5.000 de unități. Este pretabil pentru stele, usere, școli, companii. Dimensiunile pot fi între 0,5 și 4 MW. În Finlanda se face training anual pentru antreprenori și pentru potențiali clienți. Materiale de training pentru consilieri sunt puse la dispoziție, un simulator pe internet pentru potențiali antreprenori, lobby ale asociațiilor, informații de încredere furnizate de Agenția Națională pentru Energie. Aici sunt niște imagini pe care le scriu cu temei. Studiul de caz. Cazan pe aștept de lemn de 250 de kW. Cazanul servește la încălzirea unei fabrici de aproximativ 2300 de metri pătrați. Costul estimat este de 80.000 de euro. Consumul mediu de energie al clienților este de 680 MW de an. Cazan de pe de lemn de 500 de kW. Este deținută de o companie pentru încălzirea fabricii și birourilor proprii. Este responsabil de mentenanța centralei și livrarea combustibilului însuși antreprenorul. Consumul mediu anual este de aproximativ 1200-1300 de MWh pe an. Vă mulțumesc mult! A intervenit o foarte mică schimbare în programul nostru. În continuare o să-l invit să țină un speech pe domnul Iulian Horneț de la Eco Horneț, care vă va vorbi despre provocările economice ale unui proiect pe biomasă.
Bună ziua tuturor, bine ați venit la acest seminar. Eu sunt cel care a inventat sistemul de ardere a biomasei prin incinerare directă, sau arderea directă prin incinerare. Este vorba de o tehnologie care ne ajută, sau trebuie să ne ajute astăzi, să scăpăm de deșeuri. Să scăpăm în sensul bun de a transforma în energie termică și electrică. În față de ce a prezentat colegele de la Arbio, România are astăzi, față de toate celelalte state, cel mai mult combustibil, adică biomasă. România este plină de biomasă, aproape 100 de milioane de tone pierde anual, pentru că nu se folosește. Adică dacă am hrănit animalele, pe cele domestice, pe cele sălbatice, le-am creat provizii de iarnă, tot ce rămâne pe câmp, tot ce distrugem sau tocăm și lăsăm în arătură, nu este nociv. Deci acest combustibil în România nu se profită. Mai mult, avem deșeurile menajere. Circa 60 de milioane de tone, dacă nu mă înșel, care, în loc să le folosim prin procesare, să asigurăm încălzire și apă caldă, să asigurăm energie electrică, noi le depozităm, sau le depozităm necorespunzător, pentru care Comunitatea Europeană ne taxează, din câte știu eu, cu 400 de mii de euro pe zi, pentru că nu deplinim cota de procesare a deșeurilor. Ne mai taxează, a început din anul ăsta sau de anul, până la 42 de euro pe fiecare tonă neprocesată. Ce mai facem noi? Plătim pe cei care trebuie să facă acest lucru cu încă vreo 70 de euro pe tonă. De aceea, cei care stăpâniesc astăzi gunoaiele, și România a ajuns ca în toate celelalte țări de tipul latin, o mafie a gunoiului, și nu sunt interesați să facă absolut nimic, pentru că ei primesc bani din banii publici ca să ne adune aceste gunoi să nu le folosească, așa că trebuie să le proceseze. O să trec un pic prin tehnologia pe care eu am inventat-o. EcoHornets, firma pe care am înființat-o în 2010, după aproape 10 ani de cercetare, este un concept integrat de cercetare, experimentare, inovare și aplicare. Toate sunt făcute în mod privat, ca să spun așa. Sunt aplicate în aceste echipamente trei brevete, două finalizate, unul este încă la OSIM, dar este tehnologia tehnologia care dă posibilitatea, este astăzi cea mai de vârf tehnologie în utilizarea deșeurilor, a biomasei în special, și a întregii biomase, ca să definim nu doar rumeguș, topătură de lemn sau lemn. Biomasa are un spectru mult mai larg și ea poate fi folosită pentru că tehnologia pe care eu am creat-o și folosesc că simultan, integrez mai multe toate sistemele de ardere, de la gazificare, ardere directă, prinderea, incinerarea care nu există la celelalte tehnologii, post-arderea și transferul optimizat de căldură. Pentru că arderea se face la temperaturi foarte ridicate, ne dă posibilitatea să facem aplicații multiple față de celelalte tehnologii, pentru că avem o ardere completă, fără fumul gazele de ardere și gaze de ardere uscate. Tehnologia dedicată exclusiv surselor regenerabile de energie și valorificării superioare a celei mai abundente bogății a planetei, biomasa, pe care o definesc ca parte biodegradabilă a tuturor produselor, deșeuri, reziduri în agricultură, zootehnie, silvicultură, industrie de conexie, precum și partea biodegradabilă a deșeurilor industriale și urbane. Deci aceasta este biomasa.
materia primă, acest pelet, din toate aceste resturi, reziduri, gunoaie și deșeuri. Deci nu trebuie să ardem aceste deșeuri, trebuie să fabricăm un pelet, pentru că noi avem posibilitatea să-i valorificăm superioare. 2 kg de pelet înseamnă echivalent la 1 m3 de gaz sau 1 l de motorină sau 4 kg de lemn. De asemenea, tehnologia de ardere ecoformes dintr-un o tonă de pelet de paie realizează 4,8 MW termici, vorbim de termici doar aici, sau 4,6 MW dintr-o tonă de deșeuri animaliere, sau 5,6 MW dintr-o tonă în care am și masă limnoasă din toaletarea pădurilor, sau 4,2 MW dintr-o tonă de deșeuri menajere selectate de partea combustibilă acestor deșeuri. Da? Sigur, ar trebui să vă surprindă, pentru că celelalte tehnologii, pe lângă faptul că 80% din ce vă vezi de aici nu pot fi arse, temperaturile lor de ardere, ați văzut, sunt undeva la 750-850 de grade față de 1250. Ce se întâmplă la 1250 de grade sau peste 1250 de grade? Asta e temperatura minimă. Se elimină fenomenul de formare a dioxinei și altor componente cu efect cancerigen. Total, deci tot ce ardem noi sunt gaze cu efecte cancerigene. La 1200-1200 grade acest fenomen dispare. Temperatura ridicată a arderei și a gazelor de ardere duce la o eficiență globală a echipamentelor, adică am de unde să transfer în apă, am temperatură suficientă să fac eficiența cazanelor foarte mare, am ajuns la 98% eficiența unui cazan simplu pe apă. Aveți câteva categorii de peleți și față de celelalte tehnologii care ard la 750, vă spuneam, 850 de grade în arzătoare sau grătare. Deci, un consum redus de combustibil se întâmplă la echipamentele pe care eu le-am creat. Avem, spre exemplu, peleți, 180 de kg de peleți în care am masă limnoasă, 5,6 kg pe kilogram, realizez 1 MW. Cu 220 de kg de peleți din paie, realizez 1 MW, de peste 1 MW. Asta este o eficiență foarte mare și în raportul combustibilului fosil și cei lichizi. Avem eficiența și emisiile versus directiva CE, care era în 2018, astăzi s-a publicat acum câteva zile, din 2020 se aplică, dar deja sunt destul de drastice. Avem, de exemplu, minim la cazane de peste 20 de kW, 77% eficiență. Asta înseamnă că toate cazanele care funcționează pe lemne încep să dispară. Ori ardem în cazane eficiente de lemne sub 20% de umiditate, ori ne înlocuim. Avem emisiile de monoxid de carbon la 500, acum sunt 1000, trec la 500, noi mergem sub 100. Emisiile de particule, 40 de miligrame pe normal metru cub, noi mergem sub 7 miligrame, sau compuși organici bolasi 3 la 20 din 2020 și noi funcționăm deja sub minus 10. Adică astăzi noi atingem cerințele prevăzute, previzibile pentru 2050. Și este foarte important. Fac o paranteză, comunitatea europeană este în studiu și în lucru. Eficiența cazanelor și emisiile lor nu se vor, nu mai vine coșarul acasă, firei coșarul ca un inginer de instalații și fără acordul nu se montează nici în cazan, nici în Germania, nici în Anglia. Deci coșarul este pe persoană foarte importantă, nici în Austria. Vine cu mașina, trimite drona la coș, când funcționează focul, și ia temperatura la coș, emisiile de noxe și vine acasă doar taxa pe mediu. Atât a fost fixată în raport de emisiile pe care le-a găsit la coșul nostru. Pentru că nu se ceartă cu clientul. O face singurul și eficient. Se lucrează la ce sunt deja drone, am văzut într-un reportaj cum măsurau aceste noxe.
Avem aici și Ministerul Mediului și Ministerul Agriculturii, aveți pentru că se ușurează programul de taxare pe emisii. Eco Hornet este un important producător de echipamente. Am creat în ultimii 5 ani 4 tipuri de echipamente și peste 55 de modele. Astăzi vă spun că am 58 de modele, 58 de modele am probat înainte de Paști. Și noi facem centrale termice, arzătoare cu pereți tip injector cu tuburi radiante. Vă spuneam că modalitatea de artă ne permite să facem aplicații multiple la cazane pretențioase, la fum, la gaze umede, la praf. Pentru că la noi aproape că lipsesc cu desăvârșire aceste componente. Arzătoare cu pereți tip injector. Deci acest arzător este o premieră mondială. Nu găsiți decât la Eco Hornet încălzirea spațiilor înalte cu tuburi radiante având drept combustibil pereții. Un altă noutate sunt arzătoarele cu pereți tip injector. Pentru că sunt primele injectoare din lume care colectează cenușa și nu trimite în cazanul la care operează, are autocurățare și accelerarea arterii, care este obligat necesară, nu e obligatorie ca fi la toată lumea, dar este necesară pentru a funcționa cu pereți slab energetici în aceleași condiții, pentru că viteza de ardere fiind mai rapidă, atunci acest accelerator păstrează și puterea cazanului și eficiența. Și generatoare de cald cu pereți, avem și aici noutăți, ajungem imediat la ele. Dar în montaj în cascadă sau în modular, putem să facem 2, 3, 5, 7, 10 MW, adică nu ne putem opri la nicio putere. Mergem și montăm 10, 50, 60 de MW. Din module este și mai simplu și este soluția de a asigura alternativa la încălzire. Dacă mă duc într-un cartier și pun 6 MW de centrală și mi s-a stricat, cartierul ăla moare de frig. Da? Dacă pun 6 MW din 12 centrale, da? Se strică una și ce dacă? Se strică două și ce dacă? Da? Celelalte au suficientă forță pentru că ele sunt calculate la temperatura cea mai joasă, la 25 de grade, puterea instalată ca să facă față și atunci nu sunt probleme, nu trebuie să caut altă alternativă, să pun cazane pe lemne, pe curent sau pe motorină sau pe gaz sau pe propan. Ce este foarte important este că putem intra în toate sectoarele economiei. Pentru că astăzi producem toate fluxurile termice. Abur, aer cald, apă caldă, ulei de termic, radiații termice, aer supraîncălzit, apă supraîncălzită. Deci tot ce toate plusurile care sunt astăzi utilizate în lume. Deci, putem asigura agriculturii, industriei, transporturilor, comerțului sau turismului toată energia necesară, atât termică, cât și electrică, și într-un mod eficient, ecologic, adică putem asigura independența energetică. Folosind propriile deșeuri, de combustibil. Ceea ce este iarăși foarte important este că toate aceste fluxuri și toate echipamentele noastre se integrează simplu și ușor în sisteme de cogenerare și trigenerare. La toate sistemele vreau să fac cu ciclu organic OMC, vreau să fac cu turbină. Deci am aceste fluxuri pe care le pot integra în toate sistemele de cogenerare și trigenerare. Ceea ce poate să facă Eco Hornet este soluția reală ca alternativă la 100% și ecologică la combustibilii fosili. Adică, în urmă cu 2 ani, și lucrăm la, și avem aceste stații puse, înlocuim la tot la echipamente vechi cât și noi, toate arzătoarele și injectoarele pe gaz, pe GPD, pe CLU, pe lemn, cărbune, pătură, motorine. Adică combustibilul fosil, solid sau lichid, poate fi înlocuit cu propriile noastre deșeuri. Sunt este la o gamă de
de produse, de echipamente, am făcut și cazare cu apă, generatoare cu ecală, trecem și imediat la ele, nu mai insist, facem pâine cu pereți, uscăm cereale cu pereți. Este, să zic așa, primele echipamente cu care am început, da? Centrale termice cu pereți. Acestea produc apă, apă supraîncălzită, apă rurilea termică. Avem aici primul cazan cu aur din lume, exclusiv pe pereți din deșeuri. Și este primul cazan cu combustibil solid, fără supraveghere. Adică n-am nevoie de șef de stație termică, de cei trei fotiști, de chimist. Mă duc doar la 24 de ore, curjesc că mă obligă reieșirul și duc apa la analiză. Deci funcționează, ele sunt în funcțiune, sunt la Buzău, la una dintre cele mai mari firme de procesare a deșeurilor din plastic, Greentech se numește. Deci este un lot de trei care funcționează acolo. Mâine cei care vin la fabrică va vedea în funcțiune al patrulea cazan făcut de Eco Hornets și le-am făcut și le-am inaugurat astăzi în ianuarie, imediat după Revelion. Pentru că sunt noi, în acest an, făcute. Avem aici cazanul pe ulei de termic, nu se vede foarte bine, deci este o nouă provocare. Cu acest cazan ne cuplăm la, vă spuneam, la ciclurile organice, ranching, cum sunt turbodrenul, toate cele care funcționează cu temperaturi între 240 până la 350 de grade, ulei de termic permite temperaturi până la 350 de grade. Deci asigurăm atât energie termică, cât și electrică, cât și frig. Cu plate cu turbodere. Deci avem aceste colaborări. Și centralele termice e un nou model, 3-in-1, este realizat în acest an, adică centrala cu fărboile. Dacă vă aduc acasă un cazan de Eco Hornets și știți să puneți o garnitură, atunci nu aveți nevoie de instalator. Toate sunt cu 3 circuite sau cu 4 încorporate în cazan. Deci doar cuplați țevile de tur și de retur. Camera tehnică va fi dintr-o centrală și un buncăr de pereți. Este o noutate de acest an, al 57-lea model, ca să zic așa, și putem să le punem oriunde în toate sectoarele rezidențiale, agricole, industriale. O să insist mai puțin, aș vrea să scot în evidență doar faptul că aici, mâine este vizită la această seară la Slatina. Aici avem încălzirea în sol. Am picat de acord cu utilizatorul care cultivă flore, este seara de flore a orașului Slatina. Slatina, cum a apărut soarele, orașul este plin de flori. În România este cel mai timpuriu orașul florii din România, la martie deja e plin. Pentru că de la 36.000 de euro încălzire cu motorină pe sezon de iarnă a ajuns la 3.600 și se reduce la 1.500 pentru că el toaletează orașul Slatina și are materia primă să-și facă pereți. Acum a cumpărat presă de pereți și o să lucreze să-și facă singur combustibilul. Deci, vă spuneam, este un proiect privat. L-am cu acordul proprietarului, i-am făcut încălzirea în sol, adică pe pământul serei, pentru că se cultivă pe mese. Și asta mi-a permis. Am pus text cu barieră de oxigen pe sectoare, deci dacă cultiv doar un sfert de seră, încălzesc un sfert de seră. Nu trebuie să încălzesc toată sera ca la celelalte soluții. Dacă am cultivat 3 plante, trebuie să încălzesc 1000 de metri pătrați sau 10.000 de metri pătrați. Încălzesc doar cât cultiv, la fel și la recoltat, încălzesc doar ce rămâne până recoltez. Deasupra acestui text s-a pus 10 cm de nisip. Se încălzește prin radiație. Se asigură un confort uniform la toate plantele, cresc toate la același nivel. În toate serele vă duceți unde are căldură mai multă, sunt mai înalte, mai joase, mai înalte sau cu ce sub aceste mese. Aici, pământ, este o uniformitate perfectă a confortului plantelor. Serurile sunt multe. Eu vă prezint aici câteva din cele 450 de unități montate în România. Eco Hornets a intrat în turism. Cine știți, este Clubul Space de la Breaza. Două corpuri de hotel și cu piscina, hotel la Risa, la Peștera.
Toate acestea dispun de două unități, sau trei unități. Cum sunt aceste peșteri, aceste pensiuni de la Peștera sunt trei. Peștera, Ilfogăr și Rabii. Am reușit să adun pe acești trei proprietari și să îi legăm la cele trei centrale, fiecare are centrala lui, dar dacă una pică și nu poți să te duci la Peștera, că nu te zăpezește nimeni, celelalte două își fac încălzire la toate trei pensiunile. Așa sunt calculate și am felicitat pentru că au fost de acord și nu au avut niciodată probleme de aproape 4 ani. Cred că a trecut a 4-a iarnă. Avem și... Am îndrăznit și mai mult. Pe Păpărești, în București, am făcut un bloc cu pereți. La subsolul blocului are și bumpărul de pereți de aproape 20 de tone, două centrale de câte 150 de kW, costuri incredibile. La 2400 de metri pătrați, două centrale, 65 de tone de pereți pe an, adică 3,3 euro pe metru pătrat. Un apartament de 50 de metri pătrați a plătit pe an 165 de euro apă caldă și căldură. Sunt blocuri care 160 de euro se plătește pe lună. La Constanța, la Brăila, la unde sunt 400 și ceva de lei gigacalorie. În clădiri publice, aici avem o mare problemă. Am reușit, mie îmi place să spun că am reușit să păcălesc și eu doi primari, sau să-i corup. Deci doi primari din 4.000 de primari din România au avut îndrăzneala să le încalce niște reguli și să pună centrale pe pereți. Unul din ei, la Brebeniot, este un fiind de-al meu, care este destul de respectos și zice, n-aș mai fac. Și au pus o centrală cu pereți de 20 de kW la o școală care a consumat 2 tone de pereți pe iarnă. Aici este sala de spectacole a orașului Reșița, la ea este lângă un colegiu Eliade din oraș, au două unități, amândouă sunt câte două centrale de câte spări, asta are 100 de kW, la 125 de kW, adică creată și alternativa, deci sunt... Dar vă spun că la mine, la fabrică, au fost peste 150 de primari interesați să facă această investiție ca să-și rezolve problema cu biomasa. Nu ne-am putut înțelege. Există un element care mie lipsește din relația cu autoritățile. Parandărătul. Știți ce era parandărătul? E total lipsește, nu poți să-l aplic. Nu poți să-l aplic, n-am contracte cu statul. Îmi pare rău, dar asta este adevărul, e o corupție generalizată în România, acest parandărăt în toate licitațiile pe care le citiți, vedeți că sunt toate cu dedicație. Ne dă volumul de pereți al bunkerului, 225 de kg. Dacă mă duc un bunker de 300 de kg, nu sunt acceptat. Pentru că sunt toate de cătușe. Licitațiile în România sunt așa făcute pentru cătușe. Și nu mi-e frică să o spun, fac demonstrez oricând. Deci, avem aplicații și mai multe. Facem dezghețul murgătoarelor de la o fermă de vaci. Ca să nu încălzesc spațiul la care apară toată ziua, am montat țepi cu aripioare pe sub murgătoare și o jumătate de oră înainte de a veni vacile la mus, vin singure că știu ora, sunt educate, pleacă centrala, pleacă circuitul, dezgheață, după ce s-a terminat musoarea, se retrag toate, ar redus consumul de combustibil pe acest sector de 80 de ore. Încălzea 24 de ore prin pardoseală, acum încălzește 2-3 ore rapid, cu inerție maximă în dezgheță. În construcții, firma care era astăzi în faliment pe edificii a Carpați, a trebuit să toarne beton pe timp de iarnă. La un bloc, făcut un contract, o întârziere de o lună, intra în faliment. Perdea tot profitul. Și cu aceea soluție cu PEX în pardoseală, la 80 de centimetri pus sorturile astea de la ca să le deschețe, la 3 noaptea pleacă automat cazanele,
facem deschetul dimineață, poate lucra pe tonul, soluții de turnare există, cele soluții făcute de chimici până la minus 12 grade și și-a terminat blocul cu două săptămâni înainte. El funcționează, e la ieșire din Sinaia, pe dreapta, dacă puteți să intrați, dacă treceți pe acolo să vedeți, e o minune. Acolo avem și sediul firmei Interzic. Vă spuneam, o premieră mondială, tuburi radiante cu pereți, trece mai repede, aici turnăm de tot pe timp de iarnă, într-o vară la MGB, unde în decembrie, ianuarie și februarie, oamenii ăștia au avut locuri de muncă și fac și aveau și au de lucru pe celulele care le folosesc centra electrică, care trebuie obligatorii să pună transformatoarele în acele celule. Nu mai au voie să pună de vreo 10 ani, nu mai vine în stâng, transformatoarele suspendate. Dar ce face acesta? Eu folosesc în hală, la mine, două. Am 800 de metri pătrați de hală. Cu unul încălzesc prin radiație, așa cum vedeți aici, razele 400 de metri pătrați. Prin răcirea tubului focar și arzătorului încălzesc birourile 400 de metri pătrați cu aer cald. Iar cu temperatura rămasă de 140 de grade, aproximativ, îmi fac apă caldă. Și mai evacuez circa 30-40 de grade afară. Mai glumesc, eu spun că iarna mi-e îngheață gazele când ies afară. Au temperatura foarte mică, parcă de 120 sau 150 sau 300, de la 30-40 de grade. Asta înseamnă că m-am apropiat de 99% eficiență. Consum 1 euro pe oră. Deci acest aparat de 60 de kW, 1 euro pe oră. E gratis. Încălzire gratis. Și muncitorii în hală, și birourile, și apă gratis. Este cel mai ieftin sistem de încălzire a spațiilor înalte. Cu cele mai mici pierde, că nu încălzesc în hală aerul. Încălzesc doar oamenii, parcă seara, sculele, uleiuri din mașini. Deci, e același lucru când dumneavoastră mergeți la munte și vă bronzați la minus 10 grade și zăpadă afară și vă bronzați. Acest lucru faceți, acest soare. Vă spuneam de o nouă premieră de acest ajutor, care ar însemna astăzi revoluția împotriva combustibililor fosili. Aceste injectoare pot fi montate, eu le realizez de la 20 până la 6 de kW, pot fi montate în locul a tot ce înseamnă combustibil fosil. Am spus lichid sau solid. Aici aveți un cazan pe lemne, Bosch transformat cu arzător Ecohornet. Aveți un cazan pe gaz sau motorină cu Delus transformat pe pereți. Aveți un generator de aer cald finlandez, chiton, transformat pe pereți. Aveți un stător de cereale, este undeva la Târgu Jiu, este polonez, transformat, pus injector pe pereți în loc de motorină. Pus injector pe pereți în loc de motorină, MEBU, ăsta l-am transformat, are 100% eficiență, inclusiv gazele de ardere, le folosim la căuscarea cerealelor. Și avem aici, de exemplu, aici facem la domnul George Iardis, facem uzo. Este în Grecia, la Belia, produce uzo. Vă dau doar câteva cifre. Un injector pe motorină cu 1,3 euro pe litru, consumă pe an 52.000 de euro cu 3 șarje pe zi. Pe motorină 12.600 de euro, că-s 40.000 de euro pe an profit. E simplu. Și cu un pereți cumpărat la 200 de euro tona. Când erau la magazin la 180. Dar am trecut la 200 de euro. Și am făcut calcul cu contabilul unități. Generator de aer cald cu pereți. Aici am reușit să realizez un generator care poate funcționa la minus 45 de grade. Adică în zonele cu temperaturi foarte scăzute, Alaska, Groenlanda, Siberia, Antarctica, deci au o soluție să poată să se încălzească cu aer cald. Acest generator funcționând afară, ca și când ar fi într-un hală, la minus 45 de grade. Aici am un generator pe care am prins minus 15 grade în februarie, direct la mine la fabrică, și la minus 15 grade, aici intră aerul rece și pe aici este aerul cald, la 70 de grade, 27.000 de metri cubi.
adică cu 27.000 de metri cubi, ținându-l afară, încălzesc un hectar de hală. Ne ajunge acest aer, volumul ăsta de aer. Uscăm cereale aici la Dunații Copăceni, un alt generator de aer cald, ăsta o să-l vedeți mâine în funcțiune, 3.000 de metri cubi la 70 de grade, este pentru hala de 700-800 de metri pătrați. Acum avem și surprize în cercetare, experimentare și inovare. Suntem deja, anul trecut am fost la cel mai mare producător de motoare Stirling, Junior 5, se numește, este în Ogden, în Statele Unite ale Americii, în Utah. I-am vizitat anul trecut și după multe drumuri în Europa și-au anunțat vizita la Eco Hornets între 30 mai și 3 iunie, adică peste o săptămână și un pic. Sunt aici directori de la această minunată fabrică de motoare Stirling, merg pe ciclu Rancin cu gaze de ardere. Noi folosim radiația flăcării pentru a ridica temperatura. Ei au făcut experimentări cu mai multe firme europene și nu le-au reușit pentru că n-au ajuns la temperatura la care au nevoie 750 de grade. Deci, noi putem face aceste motoare, putem să le punem atât pe cazane de apă, cât și pe cele de aer. Toate echipamentele Eco Hornets, la fiecare echipament, aveți posibilitatea să puneți cât un motor Stirling. Ele sunt din construcție prevăzute să vă folosiți 7,5 kW electrici sau varia de 23,5 kW electrici. Deci dacă astăzi nu aveți bani să puneți un astfel de motor care e vreo 15.000 de dolari sau 14 sau 13 tot fi la achiziții mai numeroase, atunci la anul, la celălalt an, când vă e bine, vă puneți motorul pentru că aveți această facilitate. Mai mult, următoarele cazane Eco Hornets și dacă vreți și dacă nu vreți, aveți posibilitatea să produceți gaz de sinteză. Deci, vă spuneam că de anul nou am făcut aburi de Paști, am scos flăcări. Adică, tranzităm printr-un șnec pe focarul nostru care are temperatură de peste 1000 de grade, da? Tranzităm peleții, după care îi ducem în oraș. E un ciclu închis. Avem o rezervă, dacă nu ne ajunge, sau dacă e prea mult, se inverse o rezervă de pereți. Dar, de regulă, se calculează în așa fel tranzitul, încât acest gaz, care acum este răcit, da? Să meargă în motoare și să producă energie electrică cu grupul electrogen. Avem aici doamna care are motoare și putem să ne cuplăm să luăm motoare de adresa cu generator. Motoare cu generator este, știți ce să folosesc, la care trag pe scoară și n-am curent acasă, încă 3-4 kW cu motorină. Acum aveți gaz la propria dumneavoastră centrală. Calitate, fiabilitate, durabilitate. O siguranță totală în funcționare este asigurată de un soft pe care l-am creat în urmă cu 5 ani. Lucrez de vreo 8 ani la soft, am încercat să-l fac în România, am pierdut 3 ani, dar l-am făcut apoi cu Sigma Tech din Austria, i-am ținut aici în România vreo 10 zile, au scris tot ce am vrut eu, dar în urmă cu 5 ani eu făceam doar centrale termice. Aceste automatizări le folosesc astăzi la toate cele 58 de echipamente. Adică am reușit să prevăd toate modalitățile de a asigura funcționarea pe toate plusurile termice. Vă spuneam calitate și durabilitate pentru că materialele sunt de cea mai bună calitate. Nu știu cât funcționează, am desfăcut cazan făcut în urmă cu 10 ani și este nou. Eu inițial am spus că le puteți lăsa moștenire copiilor, nepoților. Dar cel mai important este că avem, a spus că România, aproape 450 de echipamente. Serviciul asigurăm pe un singur om, cu inginerul Mihaiel, pe toată România. Avem aici și utilizatori de cazane Eco Hornets. Am 330 sau 40 de centrale ieșite din garanție. Nu am niciun contract de mentenanță.
utilizatorul și-a înfiat această centrală și nu mai are nevoie de mine. Pentru că n-are ce să caute la mine. Mai dat decât